Salut, prieteni, sunt Marius. Aceasta este camera mea Fujifilm X-H1. E o cameră pe care am cumpărat-o de ceva timp și care a stat, cred că, vreo jumătate de an fără acumulatori. Și, după cum vedeți, acum când am introdus acumulatorul, nu mai știe data în care ne aflăm și vrea să-i reintroduc data. Partea interesantă este că am făcut niște fotografii cu ea. Am vrut să văd în ce stare se află, la ce shutter count se află. Și am făcut niște fotografii cu ea. Și observați, acestea sunt fotografiile făcute de mine acum 2 zile, când încă, virgulă, camera considera că sunt în sfârșitul 2017. Și acestea sunt ultimele fotografii făcute de mine cu această cameră înainte de a o opri, de a-i scoate bateria din ea, ca să zic așa, sau a lăsat bateria să descarce. Nici nu mai știu cum a fost. Una peste alta, acum când am luat camera, nu mai avea baterie în ea. Presupun că am avut nevoie de baterie și am scos-o la un moment dat. În fine. Am vrut să verific, să văd ce shutter count are această cameră, pentru că vreau să o vând. Și pentru asta există un site pe care puteți să uploadați o fotografie. O să las un link în descrierea filmului. Și să observă faptul că... Cred că va trebui să dau refresh aici. Bun. Da, deci, practic, pentru a verifica shutter count-ul, uploadăm o imagine pe acest site. Și site-ul ne spune a câta fotografie este fotografia pe care am uploadat-o cu camera respectivă. Și observăm că pentru imaginea 4087, care este ultima imagine JPEG, făcută la 6 noiembrie 22, shutter count-ul acestei camere este 3100 și ceva. Dacă uploadez însă o fotografie făcută alaltăieri, shutter count-ul camerei mele arată cu totul altfel. Și anume 1, 2, 3... Am făcut 3 fotografii, 4 fotografii, asta înseamnă să fie shutter count 4. Însă, în orice caz, această cameră nu are un asemenea shutter count, da? Deci nu are... Ok, deci chiar că sunt 3. Da? Deci dacă ne uităm aici, prima fotografie, 4088, a fost făcută la 23, pe urmă a urmat 4089, 4090 și 4091. Una peste alta, nu știu dacă este un bug care ține de acest site, sau... care este un bug al camerei. Eu mai am un program cu care pot să verific numărul fotografiilor din camere, însă se pare că pentru această cameră nu funcționează. O să mai încerc un lucru și anume să deschid această imagine și să încercăm la... vedem la informații dacă găsim ceva despre numărul fotografiei. Observăm seria obiectivului. Haideți să vedem. Mi se dă valoarea diafragmei. Aceasta este seria camerei. Observăm și data la care s-a făcut... la care s-a făcut fotografia. Aici e o mică discordanță, ținând cont de diferența de fus orar. Să observăm aici faptul că nu există nici în această fereastră, nu avem posibilitatea să obținem o informație cu privire la numărul fotografiei, na? La câta fotografie este fotografia la care ne uităm folosind această cameră. Ok, prieteni, acesta a fost un scurt film în care, nu știu, am dat de un bug, am descoperit o metodă prin care puteți reseta contorul unei camere, cel puțin Fujifilm X-H1, se pare că pentru această cameră funcționează. Pentru mine aceasta e o problemă, pentru că eu intenționez să vând camera și în niciun caz nu pot să-i spun omului, domnule, camera are un shutter count de 3, pentru că nu e corect. Eu sunt al doilea proprietar al acestei camere. Și dacă omul de la care am cumpărat-o a făcut același lucru ca și mine, risc să ofer celui care cumpără această cameră o informație eronată. Ok, prieteni, mă opresc aici. Mă sună că filmul meu a fost interesant, m-aș bucura să primești din partea voastră un like și un share. Și dacă filmele făcute de mine vă plac, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare, stay sharp! Ciao!